smorci în greșelile și în păcatele noastre în care trăiam o primă oară după mersul lui Iasia. Ascultăm o predică de-a faptului Nero din 2016. Acum am apus să citesc din Calvin. Trebuie să mă ajută Dumnezeu. Dar când eram copil să citesc, nu făceam probleme. Nu am cartea și cer. Cam așa trebuie să fie față. Ce vreau să spun este că am uitat la fenomenul Pitești, corelându-l cu COVID-ul de acum, din România, și mi-am notat câteva idei. La sfârșit, am avut așa ca o fel de iluminare. Uite ce mi-am notat. M-a inspirat Nicolski, doamna, și doamna Nicolski. Nu în ce am scris. Nu am zis mai multe. Uite, asta am zis de la început. Mai puțin. Și că se pasează pe revelat. Deci, ca un fel de A, ideogramă. Beata mama sărac, numai că nu s-o înhămat la jug. 10 January 2022. Deci, cineva a scris și ceva aici cu of. De cartea asta a fost tot în hatul din 61. Hatul 8.61. Aici e drumul. De la bibliotecă. Sau cineva care lucra acolo. Bun. Deci asta am notat aici. Cred că am tot luat undeva. După asta am apuc. Am zis să citesc că e foarte greu să tot astezi de astăzi. Știi că e greu. Uite, să vedem ce am notat pe Biblie. Asta ce am citit cu mama e de pe copilăria adolescentă a tinerețe. Cum așa ceva. Da. Și mai am primul volum din Război și Pace. Cu Biblie și primul volum din Instituțiile Religiei Creștine. Uite. Aici, asta zice înainte de tot. Love Movies, Del Kitty, bă, clasul ăsta cu da lovitură. New World Order Movie, Loom, The Navi, Tense, 2022. Apoi, You Are The Field In All Love Movies, Black Rock, 10 January 22. Noaptea nu se lucrează, January 10, 22. Bun. Ce mai am aici? Pitești 70. Plângeți în pumn. 10 January 22. Apoi știi cum zicea pe vremuri? Zicea și nouă. Tu să taci când vorbești cu mine. 70. Uite ce am mai scris. Eu sunt mareșarul Cinou. Sunt 22. Sunt zilele de. Uite, Ion Creangă mă cheamă. January 22. Bun. Aici am început, am mai scris și aici. Wurmbrand a fost un om care o înțeleg. 22. Arhiva operativă RORUS. Asta trebuie să înțeleg ei că securitatea celui în România nu se compara cu ce era la Musculă, unde era îndăpărit, nici pe departe. Deci, față de KGB și ea, ce era la răsărit, aia nu se iau ca niște simpli de ținut, sau căpra, răcani. Eli, Eli, Lama, Sabahka, în 2022, am scris asupra de Biblia și Scriptură, în canul verset, apoi, PC Martirii Pitești, 1952-2022, dacă putem spune 1949, June și January 1952, January 2022, trecut 70 de ani. Bun, o Biblie. Acum ajungem la Voi și Pace. God means God, Ezekiel, January 2022, asta am spus mai devreme. Când s-a terminat filmul de masă, am notat a doua oară, cu ieri, la duminică, am notat a doua oară.
Hai să vedem dacă nu știu ceva. Am cam citit. Da, am citit. Uite să nu cadă astea. Da, bun, hai să vedem ce are, am scris pe Calvin. Nici eu, nici tu. Asta tot la filmul cu Delmici. Apoi. Azi, diavolul. Sunt mai fraier ca tine. Asta nu știu încă. Astea sunt cu avuțiile pământului. Sau cu pietrele sfântului. Mă bun. Atât. No, deci cartea se numește, asta e volumul 2, frate. Eu caut volumul 1. Tu mai știi cum erau adidas și cu crampoane, bă? Da, aici am zis. 10 ianuarie 2022. Uite că se duce jumătate de iarnă, mai sunt 5 zile și o trecut jumătate de iarnă, ce e mai greu. De acum o să fie mai ușor, cresc zilele. Bun, asta a fost. Și dragul meu, asta vreau să spun că asta m-a luminat nevasta lui Nicolae, știi? Care stătea acolo, era foarte frumoasă, la bătrânețe. Doamna Lucia Hosul Longin, ce fost ceva ce în carte nu se poate citi în simple cuvinte scrise pe hârtie. De asta mă gândesc la Evanghelie video. Știi, mă gândeam o teorie că fiecare corp omenesc, viu, fiecare om, sau fiecare ființă, are o călcătură energetică, foarte fizică. Am zis doamna Neagu. Și astfel, dacă dezvolți un aparat de care să depisteze călcătura energetică, în diverse faze, să depistezi în locul de nu mai e, unde se păstrează ca un fel de reziduu, deci poți efectiv să vezi în timp. Înapoi, să vezi, nu știu dacă nu poți vedea înainte, să călătorești, dar poți să vezi, de exemplu, pe Iisus Hristos, sau pe Sfinți, sau pe mulți de ani în zile, când eram noi pe unul, pietre, nu supeream. Deci poți să, poate din 2007-2008, mă gândeam, acum sunt în 2022. Chiar m-am gândit ieri că eu o să trăiesc până în 2057 și că taică ne până, cel puțin până în 2032. Dacă ne pocăim, poate și mai mult. Deci uite ce spun, drag. Deci poți să efectiv, înțelegi cum zic, nu? Uite, sunt aici și rămâne energia mea. Mă duc mai încolo, rămâne acolo. Și atunci mă vezi cum eram aici și cum eram acolo. Știi? Mama a făcut tatăl ei a făcut bunicul o poză, a luat-o la diferite vârste, în camera, în aceeași cameră la Livadia sau la Ponovo, unde era, și o fotografiată și a pus-o pe toată în aceeași cameră. Trei mămici la vârste diferite, foarte fain. La profesionist în poză. Nu, boss, ce ziceam? Da, ziceam că soția lui Nicolski, care a fost o femeie respectabilă și un înger, s-a simțit ca una dintre acei deținuți care au fost și doar că pe ea n-a bătut-o. Dar mă refer aici la către rău să înțelegi aceeași chestie ce zice ăla, cum este, Lofi, dar nu e Lofi, iubirea nebună a lui Dumnezeu. Pentru asta, în viață m-am gândit că dacă Dumnezeu i-a bătut pe evrei, pe nemți și alții pentru ca să renunțe la Marx, Dumnezeu a văzut pe oameni ca ai noștri sau pe nevastă Nicolski într-un fel de dragoste, știi, profetică. Deci, nu zic că a fost bine, a fost bine la Dumnezeu numai, nu pot să fac. Dar înțelegi ce nu? Nu, bun, deci mă apuc să citesc. Hai să vedem cum începe cartea. Scriptura Cartea Creștină, Oradea, Învățătura Religiei Creștine, Jean Calvin, volumul 1, din două volume. A apărut Scriptura Cartea Creștină, Oradea, 2003. Introducerea la ediția în limba română. Bun.
dintre giganții care au contribuit substanțial la apariția și substanța optice moderne în Europa, se numără fără îndoială și francezul Ioan Calvin. Impactul cel mai mare s-a produs în o problemă mentală publicată prin la Basel, în 1936, în limba latină, cu titlul Instituții Oficiane Religionis, pe care o prezentăm aici, cititorului român. Este prima dată când această carte majoră de înscriere religioasă și general de cultură se traduce în limba română. Actul acesta reprezintă un moment de mare semnificație și importanță. Ioan Calvin a înființat pe tânsul scândirea europeană și trăirea religioasă sute de milioane de oameni în decursul ultimelor 5 secole. El a înființat puternic și istoria poporului român. Este timp să cunoaștem și noi ce a venit omul acesta, ce a spus el, ce a produs un atât de mare efect în istoria omenirii. Mă bine vor, bine, partea asta de la urmă, pace mii, cu grești, pace mii, salut.